Dragilor, astăzi vorbim despre mituri, despre felul în care acestea ne influențează, ne impactează viața. Astăzi, alături de noi este Andreea Tincea, colega mea, senior editor Herald, și vom porni discuția de la, sau pe marginea unei cărți, o carte, spun eu, și nu cred că exagerez, o carte importantă și mult așteptată, Joseph Campbell. Iată că după Eroul cu 1000 de chipuri, după Căi ale Fericirii, după istoria și legendele Sfântului Graal, în portofoliul editurii Herald, în aceeași colecție, colecția Arhetip, vorbim astăzi despre cartea Miturile care ne învață să trăim, de Joseph Campbell, o carte tradusă de colega noastră, Anca Bunea. Un prilej frumos, un prilej să vorbim despre mituri, un prilej să vorbim despre această noutate editorială. Și aș porni discuția noastră cu următoarea întrebare. Mai putem noi astăzi, oamenii moderni, oamenii contemporani, să trăim în conformitate cu miturile? Mai avem nevoie de puțină mitologie, bas, poveste în viața noastră, în viețile noastre? Bună, Sorin, bună ziua tuturor! Ce întrebare grea! Simt că este oricum un subiect, Joseph Campbell, și în special această carte, la fel ca și Eroul cu 1000 de chipuri, la fel ca și cartea sa, Căi ale Fericirii sau Legendele Graalului, este o carte grea. Nu prea poți să vorbești într-un timp foarte scurt despre ideile fundamentale pe care Joseph Campbell le împărtășește cu atâta poezie și cu atâta viziune holistică, cumva, în cărțile sale, pentru că el reușește în oricare dintre textele care au fost realizate după lectures susținute de el, după aceste prezentări publice pe care el le-a susținut, sau cărți chiar scrise de el cap-coadă, ca și obiect în sine carte, sunt niște materiale enciclopedice, sunt niște cărți în care te confrunți cu tine ca ființă umană din atât de multe puncte de vedere, te uiți în atât de multe oglinzi, și aproape că e timp prea scurt să vorbim pe scurt despre această carte. Însă, în ceea ce privește titlul cărții, mituri care ne creează, ne ajută să ne creăm viața, cumva, în engleză titlul original se numește Myths to Live By, este cumva și răspunsul la întrebarea cu care tu ai început acest interviu. Pentru că, evident, în această carte, Joseph Campbell reușește cu fiecare capitol al cărții să îți aducă argumente clare și utile și sănătoase pentru care tot ce înseamnă parte de ritual, mitologie, imagine a lumii pentru omul modern este cumva fundamentul existenței noastre și povestește în fiecare dintre capitolele acestei cărți în vari feluri cum bucăți din viața noastră sunt reprezentate de acest mecanism, de această ordonare aproape de natură poetică, spune Joseph Campbell, a miturilor. În carte o să vă vedeți atunci când o deschideți că o serie dintre aceste capitole lucrează cu marile paradoxuri ale vieții. Fie că vorbim de mitologia iubirii, de mitologiile războiului și ale păcii, despre călătoria exterioară, pasul pe lună, sau călătoria lăuntrică, și are un capitol întreg dedicat zonei acestea de schizofrenie, dar în mod special despre ceea ce înseamnă starea alterată de conștiință, da? Și o călătorie în interior. În egală măsură, în cartea lui vorbește și despre impactul științei asupra mitului și care este diferența între lumea mitului și lumea științei. Vorbește despre apariția acestei specii umane, adică despre marile mituri creaționiste și modul în care oriunde te-ai seta pe timeline-ul istoric, în oricare cultură din jurul lumii, fie că este tribală, fie că este imperială, fie că este de oriunde din această lume, există aceleași mituri creaționiste care sunt ușor modificate, poate pentru arealul zonei respective, poate în legătura cu natura, poate în legătură cu niște fenomene naturale specifice din zona respectivă, dar în mare, principalele teme din miturile creaționiste se regăsesc peste tot în jurul lumii de-a lungul istoriei. Vorbește despre importanța ritualurilor, în mod special pentru omul contemporan. Vorbește despre ceea ce separă Orientul și Occidentul ca și viziune, și anume
anume imaginea despre individ, libertate și modul în care ne raportăm la libertate, atât în Orient cât și în Occident, și despre, evident, confruntarea religioasă dintre Orient și Occident, ca fiind o confruntare a ideilor și a viziunii despre lume. Vorbește despre aspirația artei orientale, despre Zen și, în egală măsură, despre filozofia perennis, această... poate o zonă în care, sau țara miturilor, am putea să spunem într-un fel, este vorba de o călătorie a simbolurilor și a legăturii dintre simboluri și a ordinii din lumea simbolurilor, care reușește în lumea miturilor să devină, de fapt, o hartă pentru modul în care ființa umană își trăiește praguri de inițiere, praguri de evoluție, întâlniri specifice în această viață de transformare și, până la urmă, chiar o hartă a destinului uman. O să spun doar câteva idei din această confruntare pe care Joseph Campbell o are în ideea mit și societate. Orânduirea morală a societăților s-a întemeiat din totdeauna pe mituri. Societatea care își prețuiește și își păstrează miturile vii își va trage seva din zonele cele mai sănătoase și mai bogate ale spiritului uman. Și continuu cu alte câteva citate rapide. Miturile sunt suporturile mentale ale riturilor. Riturile, în schimb, sunt punerile în scenă concrete ale miturilor. Prin absorpția miturilor din grupul social de care aparține și prin participarea la riturile practicate de aceasta, tânărul este format în acord cu mediul său social și natural și transformat dintr-un produs de natură amorfă, născut prematur, într-un membru definit și competent al unei anumite orânduiri sociale care funcționează eficient. Toate miturile sunt produsele creatoare ale psihicului uman, artiștii sunt făuritorii de mituri a unei culturi, iar mitologiile sunt manifestări creative ale nevoii universale a umanirii de a explica realitățile psihologice, sociale, cosmologice și spirituale. Reiau această ultimă idee. Mitologiile sunt manifestări creative ale nevoii universale a omenirii de a explica realitățile psihologice, sociale, cosmologice și spirituale. Și am reluat această idee pentru că, într-un fel, sumarizează răspunsul pentru întrebarea pe care tu ai lansat-o la începutul conversației. Da, miturile sunt utile în viața omului contemporan, nu doar pentru a-și face o imagine a locului de unde vine și a poveștilor care i-au organizat viața, așa cum spune Joseph Campbell, de la începutul vieții, de la apariția vieții, miturile ne însoțesc. S-a demonstrat prin studii sociologice și antropologice că în momentul în care ființa umană a început să-și organizeze viața pentru propria supraviețuire, a început să aibă și o relație de natură simbolică și de natură mitologică cu elementele naturii, cu focul, cu ceea ce întreține viața, cu sursa de hrană și așa mai departe. Evident, vorbim despre o organizare care a născut în principal în zona mitologică, această organizare interioară, spirituală a ființei umane, în căutarea unui sens și a unei ordini. Și atâta vreme cât exista sau căuta în exteriorul său ființa umană o ordine și un sens, cu siguranță s-a născut și în interior o imagine a acestui sens, sau poate nu s-a născut în interior, poate tocmai a găsit omul în exterior o astfel de cale de sens și ordine, pentru că a intuit în interior că există, fără concepte, această filozofia perennis, această poveste cu personaje, cu traiectorie aventuroasă, bine demarcată, călătoria eroului. Nu știm sigur dacă s-a născut din exterior această lume a simbolului sau dacă s-a născut din interior, prin legătura cu exteriorul. Dar da, chiar și în realitatea de astăzi, miturile reprezintă o reîntoarcere la un univers, cum spune Joseph Campbell, mult mai profund, mult mai amplu și universal, care decodează în legitățile sale viața individului, indiferent de timpurile din care face parte. Vorbeai puțin mai devreme despre, să spunem, domeniile sau zonele vieții noastre unde miturile se aplică. Și ai pomenit și de zona socialului, de asemenea de partea aceasta de poveste, de basm, poate și în zona psihologiei, a psihoterapiei, dacă stăm să ne gândim la mituri și la Carl Gustav Jung. Dar mă gândeam, cum punem
sau cum alăturăm cele două cuvinte, cele două idei, mă gândesc, mituri și știință. Este una dintre temele principale ale cărții, de altfel cartea debutează cu un material, un capitol întreg despre știință și mitologie. Evident, tema principală, ideea principală care se desprinde din acest capitol este că este de avut în vedere ca omul contemporan să nu-și piardă legătura cu poveștile universale ale lumii și cu această parte a inconștientului, a simbolului, a artei, a poeziei, a universului dincolo de știință, unde știința nu prea poate să călătorească, dar unde simțim că există o altă ordine, pentru că Joseph Campbell subliniază în acest capitol, cu fiecare etapă în care omul a avansat în folosirea tehnologiei, riscă să-și automatizeze propriul drum în viață, atât de mult încât să se rupă de zona spirituală și de zona simbolică, de această zonă plină de sensuri și de posibilități, în timp ce automatizarea presupusă de știință și de tehnologie în general poate să fie o formă de simplificare și de parcurgerea unor drumuri prestabilite. În egală măsură, omul racordat la ceea ce înseamnă inconștient, la ceea ce înseamnă suflet, la ceea ce înseamnă spirit, la ceea ce înseamnă simbol, arhetip, mitologie și la ideea de posibilități universale, este un om mult mai liber și un om mult mai fructuos, mai creativ, într-un fel. Știința și mitologia, alții povestesc că vor face totuși o punte comună în acest secol și vor ajunge să se sprijine ca și domenii sau știința și tot ce înseamnă spiritualitate vor face o punte în a se sprijini pentru a oferi un sens holistic ființei umane. Aștept și eu acest moment. De altfel, cartea lui Joseph Campbell, Myths to Live By, mituri care ne învață să trăim, reușește în ultimul capitol să aducă și o altă perspectivă, și anume una că nu mai există nicio limită între domeniile de activitate ale minții umane și că omul are, de fapt, un drum liber către a depăși granițele pentru a găsi un sens mult mai larg și mai holistic, mai cuprinzător al propriei sale povești de viață. Și asta nu doar prin depășirea graniței planetei Pământ și a tot ceea ce înseamnă aventură spațială, ci chiar prin a înțelege poate mult mai bine care sunt legile care guvernează asupra existenței noastre pe Pământ și dincolo de Pământ, în cosmos. Deci o să vedem. Un soi de interdisciplinaritate. Dragii noștri, am vorbit astăzi despre mituri și despre felul în care ne influențează viața. A fost alături de noi Andreea Tincea, senior editor Herald, și am vorbit pe marginea cărții Miturile care ne învață să trăim, de Joseph Campbell, o carte publicată în colecția Arhetip a editurii Herald. Iată al patrulea titlul al lui Joseph Campbell în această frumoasă colecție, în traducerea colegii noastre Anca Bunea, care îi mulțumim foarte mult. Trebuie să specificăm și acest lucru, un efort considerabil și o traducere pe cinste. Așadar, vă invităm să vă recomandăm să citiți această carte, Miturile care ne învață să trăim, și de ce nu, având alături și celelalte cărți ale lui Joseph Campbell. Chiar sâmbătă, într-o emisiune la Radio Guerilla, vorbeam despre faptul că cu creionul în mână iau și Marea Întoarcere a de Suzanel și Robert Bly, Iron John și Miturile care ne învață să trăim, și Eroul cu 1000 de chipuri, apropo de călătoria eroului, tot al lui Joseph Campbell. Mulțumim. Cred că e de menționat o legătură, înainte să încheiem, de menționat o legătură foarte interesantă între Eroul cu 1000 de chipuri și această carte, Myths to Live By, Mituri care ne învață să trăim, și anume, dacă în Eroul cu 1000 de chipuri este accentul pus asupra modului în care aceeași poveste, aceleași etape de transformare, aceleași etape de devenire, aceeași călătorie este decodată, căci asta este marea descoperire a lui Joseph Campbell, o poveste care în mod universal se reia cu aceleași etape de devenire în toate poveștile din această lume, dar și în istoria noastră, și în poveștile noastre, și în poveștile societăților din care facem parte, și în evoluția și involuția unei culturi, și în modul în care un sistem politic apare și dispare și așa mai departe. Deci cumva vorbește despre această aceeași poveste,
care se parcurge în toate formele existenței noastre umane. Ei bine, dacă asta se întâmplă în eroul cu 1000 de chipuri, în Myths to Live By, vorbim despre anumite stații principale în care eroul din 1000 de chipuri se oprește și are de tradus prin propria sa experiență transformatoare capetele unor paradoxuri. Ce înseamnă dreptate și libertate? Ce înseamnă dreptate și adevăr? Ce înseamnă ordine și haos? Ce înseamnă și cum se trece de la ordine la haos și înapoi? Ce înseamnă iubire cu adevărat? Care e diferența între iubire și pasiune? Ce înseamnă, de fapt, pace și război și ce mi-aduce fiecare dintre ele? Și așa mai departe. Deci fiecare dintre capitolele cărții Myths to Live By este aproape ca și cum s-ar face zoom pe una dintre etapele experiențiale ale eroului, din călătoria eroului cu 1000 de chipuri. Și cred că același lucru se poate spune și despre legendele Graalului. Acolo este vorba de, iarăși, de un anume tip de călătorie a eroului foarte bine explicată pe larg. Iar Căi ale Fericirii este la fel ca și Myths to Live By, mituri care ne învață să trăim, o carte care privește de deasupra principalele teme de lucru sau principalele stații în care eroul se oprește de obicei, ca să-și pună o întrebare, să trăiască o experiență și în urma experienței să se transforme, să se reînnoiască și să se întoarcă în comunitate cu darurile câștigate prin conștiința aceasta elevată. Mulțumesc, Sorin, și eu. Eu îți mulțumesc, Andreea. Nu uita să ne urmăriți pe canalul de YouTube Herald și de asemenea pe pagina oficială de Facebook a editurii Herald, unde veți găsi toate materialele video cu invitații noștri. Vă dorim o zi frumoasă în continuare și lectură plăcută. La revedere!